Ați urmărit publicitate. Ceai am, cizme am, centură am, cască am. Neața, Lofty. Bună dimineața, Mac. Neața, Scoop. Haide, Scoop. Bob a spus că azi ne așteaptă o zi mare. Neața, Lofty. Neața, Mac. Neața, Bob. Scoop. Scoop! N-a fost eu! Neața, Bob! Haide, Scoop! Astăzi e ziua cea mare! Ziua cea mare? Ziua cea mare? Wow! Și era să dorm toată ziua! Ușurel, Scoop! Bun, prieteni, sunteți gata! Da, Bob! Născut gata! Să-i dăm bice! Ura! Hei, Scoop! Da, Bob! N-ai uitat ceva? Oh, da! Pe tine! Era să te uiți! Ce caragios! Să mergem! Ura! Haide, Tuton! Bună dimineața, Bob! Constructorul Mega Machine, filmul. De distractiv! Wow! Ce tare s-a auzit! Bună, Leo! Bună, Wendy! Ați explodat de bucurie! Ai dreptate, Bob? Bună, Bob! Explodez de bucurie! Căștile de protecție, Leo! Poftim? Scuze! Așadar, echipă, acesta e cel mai mare proiect de construcție de până acum. Vom curăța cariera asta veche pentru a o transforma într-un lac mare, numit rezervor. Wow! Nemaipomenit! Și la final va arăta exact așa. Cum ziceai că se numește, Bob? Reserve Zore Ser? Rezervor, Mac. Va reține apa potabilă proaspătă pentru locuitorii din oraș. Vom devia râul ca să curgă în carieră. Wow! Acum m-am prins! Bob! Apa nu se va scurge prin groapa aia mare din capăt? S-ar scurge dacă nu am construit un zid mare numit baraj ca să rețină apa. Am înțeles. Dar zidul, adică barajul, va trebui să fie enorm. Așa este, Lofty. Vom umple cutii de metal uriașe cu beton cu care îl vom zidi treptat ca pe un zid de cărămizi enorme. Da!
cel mai mare proiect! Abia aștept asta! Mai întâi, Scoop, trebuie să pregătim cariera de piatră. Mai am explozibil gata de detonat, așa că puneți-vă căștile! Gata, Leo? Desigur! 3, 2, 1! Bum! Ah, e cea mai tare treabă! Bob, de ce se mai cutremură pământul? Ce sunt? Oh, extraterestri? Nu, ceva mai mare. Oh, poate dinozauri. Wow! Extraterestri dinozauri! Oh, nu-mi place. E în ordine, prieteni. Nu sunt nici extraterestri, nici dinozauri. Sunt mega mașini. Și au venit să ne ajute să construim barajul. Dumnezeule! E cumva... Nu, nu se poate. Mă bucur să te revăd, Bob. Și eu mă bucur să te văd, Conrad. Prieteni, el e Conrad. Salutare, prieteni! Salut, Conrad! Salut, Conrad! Conrad și echipa de mega mașini vor curăța cariera de piatră. Fantastismo! Mulțumesc pentru ajutor, Conrad. Abia aștept să lucrez cu tine și echipa ta. Pentru puțin, Bob. Mă știi doar. Mi se mai spune și săritorul. Ce nume caragios! Ești amabil, da. Știu că ai fost dezamăgit că nu ai primit sarcina de a construi barajul. Hei, nu sunt ranchiunos. Uneori câștigi, alteori pierzi. Știi bine, Bob, nu e o rușine să pierzi în fața unui constructor de prima mână ca tine. Mulțumesc! Să vă prezint mega mașinile mele. Acesta e transportorul echipei mele. Tad! Încarcă-l și pornește în trombă. Bună, Tad! Bună! Acesta este Crunch. Nu e prea vorbăreț, dar frățioare cum sapă... Bună, Crunch! Și cred că l-ați recunoscut pe... Superstarul! As, yes, știu eu, yes! 10 puncte pentru micuțul excavator galben. Doamnelor, domnilor, mașini! El e As! Ura! Bună, As! Salut, prieten! Știam eu, știam! A apărut la televizor în ultra-excavatoare și transportoare masive. Îți amintești, Lofty? Am impresia că ai o echipă grozavă, Bob. Mulțumesc, As. Mega mașinile lui Conrad vor îndepărta pietrele mari, dar vor avea nevoie de ajutor la pietrele mai mici. Pot face eu asta, pot! Așa că, Mac, am nevoie de ajutorul tău. Bine, Bob! Și de mine! Și de tine, Scoop. Da! Să scapere pietrele! Pietrele trebuie duse la zdrobitorul de pietre de acolo și folosite la betonul cu care vom construi barajul. Treci! Tu vei sta cu mine. Am înțeles, Bob! Tuton va duce materialele pe șantier. Sigur că poți conta pe mine, Bob! Iar Lofty? Da, Bob! Tu îi vei ajuta pe Wendy și Leo să ridice turnul de control. Desigur, Bob! Bine, Conrad? Noi suntem gata, Bob! Echipa ta... Crezi că piticii se vor descurca? E o mare provocare, Conrad, dar știu că toată lumea va munci împreună pentru a ne face mândri. E timpul să mutăm bolovanii, să scapere pietrele! Așa spunea și la televizor! Să scapere pietrele! Echipă și echipaj mega, putem construi? Da, putem! Împreună, ai și voi, întrupă locuier. Facem multe treburi noi ca o familie. Hai să batem palma toți, bate palma poți. Ha!
hai să batem palma toți, bate palma poți. Cu amici ai ajutor și muncim cu spor, echipa mea, echipa ta, echipa mea și a ta, echipa mea, echipa ta, echipa mea, 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 bate palma ta, hai toți! Fiecare treaba lui muncim coronat și împreună construim un lucru minunat. Construim, excavăm, clădim, ridicăm, porăm, fixăm, ciment, mixăm, echipa e a mea, bate palma ta. Cu amici ai ajutor și muncim cu spor, echipa mea, 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 bate palma ta, hai toți! Pe curând! Mulțumesc! Bine, poftim, Leo! A? Lista de control pentru siguranța pe șantier, dar tu răspunzi de asta, nu-i așa, Wendy? Da, dar tu mă poți ajuta. Va fi o experiență bună pentru tine. Un fel de ajutor de responsabil cu siguranța? Păi, într-un fel. Da, ajutor de responsabil cu siguranța. Voi face acest șantier cel mai sigur din lume. Mulțumesc, Wendy. Bun, ajutorul de responsabil cu siguranța vine acum. Abia aștept să-i spun tatei. Acum îmi amintesc, aveai poza lui As pe perete, nu-i așa? Eu, poate. Nu, îmi amintesc clar că erai în fan clubul lui. Aveai cutiuță de prânz cu As și album cu abțibilduri cu As și dansai chiar dansul ăla caragios al lui As. Dansul lui As? Nu știu la ce te referi. E chiar acolo lofti. Oh, nu mai ții minte? Ceva de genul, o da, o da, forța pe val, o da, un as, un as, clar, da! Cum era? Trebuie să-ți amintești, nu-i așa, scump? Lofti, șt, mă dai de gol! Ceva de genul, o da, o da, forța pe val. Da, exact! Haide, scump! Au, prea, prea bine! O da, o da, forța pe val. O da, o da, un as normal. Construiești un turn sau o șosea. Vom face asta, puterea ta. Da! Ei, a fost foarte bine. Exact ca la televizor. Mersi, Lofty. Nu-i rău deloc, scop. Ai făcut exact ca mine! Wow! Ce bolovan mare! Ai spus că sunt ca el! Ba nu, scup! A zis că ai dansat exact nu, ca... Nu, Lofty! A spus exact asta! Că sunt ca el! Așa că o să ridic și eu un bolovan mare! Cel mai mare pe care l-am ridicat vreodată! Scup! Nu știu dacă e o idee... Oh, s-a dus. De parcă mă asculți vreodată. Hei! Voi, rable prăfuite, ce tot faceți? Treceți la treabă până nu vă trimit înapoi la cimitirul de mașini. Da, da, bine, Conrad. Ce-ai spus, Crunch? Sper că înseamnă să trăiți, domnule, imediat, domnule. Voi fi cu ochii pe voi. Eu văd tot ce mișcă pe aici. Nu-mi scapă nimic. Și strângeți bolovanii ăia. Bună ziua, domnule Conrad, îi strâng eu. Ha! Bună, Crunch. Bună, tat. Scuze, tat, piticul de înapoi, da? Nu mai sta în cale. Opa, scuze, Crunch, nu te văzusem. Scuze. Bună ziua, doamnă primar, domnule Bentley. Bună ziua,
Bob! Bună, Bob! Se descurcă constructorul nostru preferat cu acest proiect important? Totul merge ca pe roate. Presupun că-l știți pe Conrad. Doamnă primar, ne întâlnim din nou. O plăcere ca întotdeauna. Conrad, noi cei din orașul Spring apreciem că tu și Mega mașinile tale minunate ați fost de acord să-l ajutați pe Bob. Da, mai ales dacă ne gândim că n-ai primit... Hei, doar fiindcă Bob și micuța lui echipa au primit proiectul, nu înseamnă că nu mă bucur să ajut. Nu, Bob? Splendid! Ați văzut articolul despre baraj? Pe prima pagină în cronica orașului Spring! Fii atent, Bob! Râzi cu gura până la urechi, constructorul numărul 1 din orașul Spring! Acum puteți lucra împreună ca o familie mare și fericită! Țin-o tot așa, Bob! Așa vom face! Să mergem, domnule Bentley! Da, doamnă primar! Bob! Bob! Bob, pe recepție! Ajutor! Repede, sunt în carieră! Vin, Scoop! Scuze, Scoop are probleme, am șters-o. Spre carieră, te rog, Tred, cât poți de repede. Am plecat, Bob. O familie mare și fericită. Bleh. Ajutor, ajutor! Oh, nu! Nu-l mai pot ține! E prea greu! Rezistă, Scoop! Ajutor! Ajutor, nu, ajutor! Alunec! Am prins, Scoop! Oh, wow! Scoop, te simți bine? Căram bolovanul ăsta, dar era prea greu și roțile mele au alunecat și... O să fii bine acum. Asta o să te ajute să cobori în siguranță. Ușurel, Scoop! Te descurci bine! Nu te opri! Încă un pic... Am ajuns! Poftim! În siguranță! Mulțumesc, As! Bravo! Da! Mulțumesc, As! Pentru puțin! E o plăcere! Lasă-i bolovanii mari lui As, bine, Scoop? De asta a venit aici! Bine, Bob! Îi voi lăsa! Nu mai sta în cale, șenile mici! Opa, scuze! Iar îmi stai în cale! Nu pare foarte prietenos! Îmi stai mereu în cale! Da, scuze, tad! Și în calea lui! Încerc să vă ajut și să strâng pietrele mai mici. Doar că tu ești atât de mare, iar eu sunt cam... micuț! Da, am înțeles! Ești un mic filfizon! Du-te și fii filfizon în altă parte, acum! Prea bine! Da, haide, să ne apucăm iar de lucru, înainte să se întoarcă șeful! Mac! Ești bine? N-aș spune, nu! O, vai de mine! Tad și Crunch... Nu prea cred că le place de mine. Ba, sigur că le place. Dar m-au făcut în fel și chip, Lofty. Da, așa au făcut. Și au vrut să mă strivească. Adevărat. Dar tu crezi că le place de mine? Dacă aș spune da, ai fi mai fericit? Cred că da. Atunci da, le place de tine. Oh, prea bine. Mulțumesc, Lofty. Oh, nu-i un semn bun. Pereții carierei? Verificați? Pietrele verificate? Îi voi arăta lui azi că pot fi exact ca el. Să scapere pietrele! Scuze, Mac! Ajutorul responsabilului cu siguranța. Ești bine, Mac? Sunt bine. Vezi? Bine, dar probabil va trebui să raportezi incidentul. Gândește-te mereu cine e jos, Scoop, bine? Știu! Scuze, Leo! Încă o dată scuze, Mac! Nu-i ziua mea norocoasă azi. Scoop? A? Ești bine?
Ce-ai pățit? Oh, asta. O tot dau în bară. Asta înseamnă să o dai în bară? O dai în bară când scapi un bolovan de 2 tone pe mașina șefului. Nu, zău, chiar ai făcut asta? Slavă cerului că nu era în mașină în clipa aia. Din cauza asta nu mai apar la televizor. Oh, wow. Și eu care credeam că eu am greșit. Da, bine, bine. Eram în drum spre cimitirul de mașini când m-a adoptat Conrad. Urmai să fii strivit? Și transformat în cutie de conserve. Oh. Hai, campionule, măcar la treaba asta suntem tovarăși. Cine? Eu? Te referi la mine? Da, la tine. Ce spui, tovarășe? Wow! Da! Mega da! Așadar, să scapere pietrele! Buni amici, suntem noi. Buni amici, supereroi. Buni amici, nimic nu ne oprește pe noi. Înțelegem minunat ce se vin de nostru preferat. Buni amici, cred că pot spune că ne înțelegem totdeauna de minune. Un prieten în preajma ta și un munte poți muta. Mereu el măr în drumă, dar împreună orice-i posibil da. Echipa, am început amici. Grozav. Așa este. Mâine va trebui să curățăm cariera de piatră și să facem mult beton. Întrebări, echipa? A, da, eu. Te rog, bă. Ce este, Scoop? Azi, noul meu bun prieten m-a invitat să dorm aici cu mega mașinile. Pot, te rog. Bine, Scoop, nu văd de ce nu. E genial! Bine, ne vedem dimineață, prieteni. Nu-i nimic. Și noi putem dormi în curte. Nu-i așa, Mac? Nu facem asta în fiecare noapte, Lofty? Noapte bună, Tad. Da. Noapte bună, Crunch. Noapte bună, As. E timpul să dormim, Scoop. Desigur, să scapere pietrele. Noapte bună, campionule. Așadar, Bob, te crezi cel mai bun constructor din orașul Spring. Nu pentru mult timp. Curând numele tău va fi târât în noroi. Bună dimineața, Mega Machine! Bună, Scoop! Cum ai dormit aici? Scuze, Mac! N-am timp de vorbă! Dar chestii eu... de mega mașini! Nici o grijă, Mac! Îl vom ajunge din urmă mai târziu! Hai, echipă! Să-i dăm bice! Avem multe de făcut! We'll be right back.
să iei molozul de la turnul de control și să-l duci în container. Vin acum, Wendy. Ajung cât pot de repede. Bine? Nu te grăbi înapoi. Scoop! Tad și Crunch sunt răutăcioși cu Mac. Să discutăm cu ei. Scuze, Lofty, nu pot vorbi. Mega ocupat cu chestii mega. Scoop! Prea bine, fie așa. Vorbesc eu cu ei. Asp, am o treabă specială pentru tine. Vino după mine. Și tu, Scoop? Și eu! Care-i treaba, Bob? Vreau ca tu și As să amestecați cimentul pe care îl vom folosi pentru construirea peretelui. Wow! Asta e o treabă foarte importantă, Scoop. Dar lucrez cu As atât de bine încât cred că ești pregătit pentru ea. Nu uitați, dacă amestecul nu e potrivit, barajul nu va fi destul de tare pentru a reține apa. Trebuie deci să aveți grijă să folosiți cantitatea corectă de ingrediente. Poți conta pe noi, Bob! Să scapere pietrele! Stai așa, Scoop. Încă nu v-am spus cantitățile, nu? Oh, da, desigur. Spune-ne. Bine. Iată rețeta pentru betonul super rezistent. Se ia o cuvă de ciment de aici, se vine tocmai aici și se pune în acest malaxor. O cuvă, am înțeles. Apoi se iau 3 cuve de nisip de aici și se adaugă în malaxorul acela, da? Apoi 3 cuve de pietriș din concasorul de pietre. După aceea, se adaugă doar o jumătate de cuvă de apă. 1, 3 și o jumătate! Ați reținut bine. Bine, prieteni? Haideți! Pe curând! Oh, salut, Conrad! Bună, prieteni! Suntem noi amestecători de beton! E nemaipomenit! Amestecați betonul, nu? Mai să fie. E o treabă importantă. Bine, Leo. Am conectat sistemul inițial de avertizare. Dacă vor fi probleme cu barajul, acul se va deplasa spre zona roșie și se va declanșa alarma. Ești pregătit pentru test? A, pregătit! Probă de microfon! Probă, sunt Leo, ajutorul responsabilului cu siguranța. Acesta e doar un test, așa că nu vă alarmați! A fost mult mai tare decât mă așteptam. 1, 3 și o jumătate. 1, 3 și o jumătate. 1, 3 și o jumătate. Mă de ciment? 1. Acum 3 de nisip. 3. Acum 3 de pietriș. 3. Și o jumătate de apă. Și jumătate. Grozavă treabă, prieteni. Ce echipă. Oh, Scoop, mi-am amintit. Bob vrea să-ți vorbească. Au, bine, mulțumesc, Conrad. Și As? Da, Conrad? Îți amintești cum te-am salvat când ai fost dat afară din emisiune? Da. Ei bine, e timpul să mă răsplătești, prietene. Iată ce vreau să faci. Bună, Bob! Ce este, Scoop? Conrad spunea că vrei să mă vezi. Nu vreau. Trebuie să fi fost o încurcătură. Au, ciudat. Bine! Întoarce-te la muncă, Scoop. Ai mult beton de amestecat și de turnat. Nu uita. 1, 3 și o jumătate. Nicio problemă, Bob. Pe curând! Ești sigur că nimeni nu o să pățească nimic? Sigur că sigur, dacă nu e în calcul renumele lui Bob Constructorul. Gândește-te, As. Dacă nu faci ce-ți cer eu, adio loc de muncă, bun venit cimitir de mașini. Din nou.
Haide, Lofty, fă asta pentru Mac. Salutare! Bună! Prieteni? Vreau să spun ceva. Cred că poate nu sunteți prea amabil cu Mac. Așa că poate ați putea fi un pic mai prietenoși. Mișcă-ți cârligul de aici, lunganule. Nu, eu sunt Lofty. Bună-s! Ciudat, Bob mi-a spus că n-a... Ai pus cumva o cuvă de apă azi? Să ne întoarcem la ale noastre. Cred că ai făcut o greșeală. O jumătate de cuvă de apă, ai uitat? 1, 3 și o jumătate. 1, 3. Știu ce fac. Oh, nu-i nimic, toți greșim. Am spus că știu ce fac. Ascultă, Scoop, ce-ar fi să iei o pauză? Au, bine. Nu pot face asta. Nu este corect deloc. Stați așa, voi doi. Du-te și joacă-te în groapa cu nisip, micuțule. Poftim? Tu și celelalte jucării mici. Nu ești politicos. Mac e prietenul meu. Felicitări că ai un prieten inutil. Hei, nu pot spune asta. Tocmai am spus-o, lunganule. Până aici sunt Lofty. Bine? Vă arăt eu vouă, amândurora. Haideți, vă credeți mari și mega și... ce mai speriat. Nu sunteți decât niște golani înfumurați. Ce vrei să spui mai exact? Hei, voi rable prăfuite, strângeți pietrele pe toate, altfel... Da, Conrad. Sper că am semnat. Scuze, domnule, data viitoare o să fie mai bine. Bună, prieteni, m-am întors. Bună, Mac. Tocmai despre tine vorbeam. Apucați-vă iar de lucru, da? Bine. Stai așa, Mac. Vorbești cu Mac așa cum Conrad vorbește cu voi. Hă? Ba nu. Sau da? Nu mi-am dat seama. Și cum vă face el să vă simțiți? Nu prea bine. Ai dreptate. Îmi pare rău, Mac. Am fost foarte răutăcioși. Dar toți facem parte din aceeași echipă. Genial! Știam că suntem prieteni buni. Da! Putem fi prieteni! Ei bine, eu mă întorc la treabă. Pa, Lofty! Și salut noi mei prieteni buni! Hei, Lofty! Scuze, Scoop, nu pot vorbi. Mega ocupat cu mega chestii. Dar dacă voi face asta, barajul nu o să reziste. Haide, o cuvă de apă, 5 de nisip. Nu voi face asta! Ba, vei face! Nu, nu-i corect! Știi ce pățesc mașinile la cimitirul de mașini, As? Sunt dezmembrate și strivite. Dar e prea mult, Conrad! Dă-i drumul! Iar a greșit, din adins, la îndemnul lui Conrad. Bob! 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 Repede, după el! Trebuie să-l oprim înainte să ne dea de gol! Bob! Bob! Bună, Scoop! Totul e bine? Nu, nu e! Ce e, Scoop? Păi... Oh, nu! Conrad, ce se petrece? Știu cât de mândru ești de echipa ta, Bob. Dar Scoop e un pic, cum să spun, împrăștiat la amestecat beton. Poftim? Zău? Mă tem că a pus cantitățile greșite în malaxor. Nu-ți stă în fire, Scoop. Te pricepi la măsurat. Da, Bob, mă pricep. O greșeală nevinovată, sunt convins. Nu e adevărat. Întreabă-l pe As. As? Da, e adevărat. As
Să știi că lui Scoop este greu să țină pasul cu Asa. Dar n-am greșit cu nimic, Bob! Serios, n-am greșit! Dar Conrad și Asa spun că ai greșit, Scoop. Dar e... Eu n-aș fi spus nimic, dar știu că e foarte important ca betonul să fie corect amestecat. Mulțumesc că mi-ai spus. Măcar l-am prins la timp. Dar... E în ordine, Scoop. Cu toții greșim. Bob! Uite, am o altă treabă importantă pentru tine. E acolo jos. Haide, să plecăm. Am dat de bucluc, Bob? Nu, clar că nu, Scoop. Doar că nu putem risca vreo problemă. Parajul trebuie să fie cât se poate de rezistent. Știu, 1, 3, 3. Ciment, nisip, pietriș și o jumătate de... Scoop, ți-ai dat silința. E tot ce contează în ochii mei. Acum, când rezervorul va fi plin, apa în exces va trece prin baraj pe aici și va curge prin ravena asta veche. Vreau să adun toate pietrele astea. Dar ultima mea sarcină era foarte interesantă. Asta e doar... Știu că ți-a plăcut să lucrezi cu Oas, dar treaba asta e la fel de importantă ca pregătirea betonului. Apucă-te de ea. Poți să cureți ravena, Scoop? Da, pot, Bob. Bravo, băiete! Unii spun că nu sunt bun aici, mă alungă și mă fac măscărici. Sunt aici cu tristețe-n piept, mă simt trădat și e nedrept. Încerc să fiu, am încercat, dar este greu când ești pe nedrept acuzat. Iar amicul la greu te-a lăsat și acum tu stai doar încruntat. Amici nu mai suntem și e ciudat. Eram o echipă, da, camarazi la drum. Voi continua oricum și în final voi triumfa. E încă soare, nu-i întuneric. Capul îl țin sus, dar vremea prieteniei s-a dus. Fabulos! E un tort frumos, șef Teti. Seamănă leit cu barajul. E tot din beton, șef Teti. Nu, Mac. Făină, ouă, zahăr, ton, spanac, calamari, carne de oaie, broccoli, bacon, napi și glazură de cașcaval și castraveți murați. Arată bine. Ce realizare magnifică! O adevărată minunăție a ingineriei. Sunteți amabil. Se referă la baraj, șef Teti. Știam eu. Am reușit, Lofty. L-am construit. Știam eu. Așa facem mereu. Iar Tad și Crunch sunt acum noi mei prieteni buni. Da, e important să ai prieteni buni pe care poți conta. Nu-i așa, Mac? Bine, bine. Cine are nevoie de prieteni? Dragă Bob, ești gata de sărbătoare? Cred că da, doamnă primar. Wendy e aproape gata. Vin și eu imediat. Mai am de aruncat în aer câțiva bolovani. Verificat. Apoi râul va curge în groapă și vom avea rezervorul. E minunat. Doamne, e cumva dinamită, Wendy? Cu siguranță e. Fiți serios, domnule Bentley? Zău așa. Barajul acesta arată minunat, Bob. Cetățenii orașului Spring își vor aminti numele tău în viitor. Cu siguranță. Bună, Conrad, este și meritul tău. Nu, doamnă primar, Bob răspunde de tot și vreau să spun chiar de tot. Tort! Nu!
Să nu îndrăznești, Conrad! Scuze. O pun înapoi. Leo! Verificat. Leo, mă auzi? Poftim? Ai spus ceva? Nu rămâi să sărbătorim? Mă întorc imediat. Aproape am terminat de verificat lista. Păstrați-mi o felie de tort. Bine, să ne apucăm de treabă. Putem începe să filmăm? Bine, camera pe mine în 3, 2, 1. În doar câteva minute, râul din spatele meu va fi deviat și va începe să umple rezervorul Maria Madison. E un moment istoric pentru orașul Spring. Cu siguranță. Oh, Leo! Totul a mers anapoda. Credeam că eu și Ash suntem prieteni buni, dar... Poftim? Ce ai spus? Oh, nu contează. Următorul de pe listă, Ravena, să fie curățată. Nu vreau să o blocheze ceva când apa va începe să curgă. Pe curând! Oh... Dăm drumul, prieteni! Trei, doi, unu! Ura! 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 Grozav! Genial! Asta li se pare impresionant? Abia aștept să vadă ce va urma. Ce se aude? Pârâie. Ah. Oh, nu! Barajul e spart! Ajutor! Ajutor! Slavă cerului! Nu! Încă una! Pe bune! Încetează, te rog, să mă ajute cineva! Barajul e spart! Ce-ai de făcut? Ce se petrece, Wendy? E o problemă cu barajul! Bine, Ted, trebuie să văd care e problema. Slăbește funia. Bine, Bob. Unde te duci, Bob? Să nu-i dai drumul. Acum, Scoop, nu e sigur! Pleacă! N-a fost vina mea, Bob! N-am fost eu! Pleacă! Acum! Nu se oprește! Nu e vina mea! Oh, nu! Bob? Bob! Răspunde, Bob! Wendy, cât de grav e? Foarte, foarte grav! Trebuie să ieși acum de acolo! Barajul s-ar putea prăbuși în orice clipă! Oh, nu! Tiny, răspunde, Tiny! Pe recepție, Bob! Coboară-ți cârligul! Trebuie să mă ridici urgent! Imediat, Bob! Wendy, ce se petrece acolo? Barajul e spart! Nu e doar spart! Va exploda!
Și când va face asta, va inunda întreg orașul. Vai de mine! Oh, Bob, e groaznic! Cum s-a întâmplat așa ceva? Parcă ai făcut un perete foarte rezistent pentru a reține toată apa. Nu știu, doamnă primar. Nu putem salva barajul. Dar acum trebuie să salvăm orașul. Trebuie să găsim o soluție pentru a deversa cumva apa asta. Câmpia Pietre Negre, în Ravenă există o bifurcație. Am putea încerca să o blocăm și să trimitem apa în direcția opusă. Grozavă idee, Wendy. Să mergem! Eu rămân aici să supraveghez barajul. Mulțumesc, Conrad. Doamnă primar, dumneavoastră și domnul Bentley, puteți cere să se pună saș de nisip pe malul râului în oraș? Imediat, Bob. Sunați-l pe Curtis, domnule Bentley. Bine, echipă, să mergem! Nu vă ambalați așa! Dar barajul, au nevoie de ajutor! Nu plecați nicăieri! Poate să-l repare? Nu prea cred. Nu e vina mea. N-am fost. Ha? E al lui Leo. Urmează cursul Ravenei. Dacă barajul se va sparge, va fi luat de apă. Leo! Bine, aici e locul. Apa din baraj va curge pe aici, dar dacă vom bloca partea asta din râu, atunci apa va fi împinsă în partea asta departe de oraș. Mac, tu și Stretch, adunați cât de mulți bolovani puteți. Îi vom folosi pentru a bloca râul. Da, așa vom face! Lofty, ai gheara. Poți să-i ajuți și tu. Da, Bob. Voi ceilalți, ajutați cum puteți. Trebuie să lucrăm împreună, în echipă. Da, da. Am înțeles, Bob. Iar Scoop, stai așa, unde e Scoop? Și unde-i Leo? Leo! Leo, unde ești? Fiecare sac contează! Țineți-o tot așa, prieteni! Trebuie să grăbim pasul! N-avem mult timp! Am înțeles! Priviți toate spărturile din baraj! Ai obținut ce ai vrut, Conrad. Barajul ăsta va exploda. Și când va veni vremea pentru un alt baraj, pe cine crezi că o să cheme? Pe constructorul numărul 1 din oraș, Conrad, contractorul. Ai spus că nimeni nu o să pățească nimic. Orașul Spring va fi distrus. Vom reconstrui și orașul. Nu, Conrad. Asta e prea mult. Ești pe cont propriu. Unde crezi că te duci? Departe de tine! Întoarce-te aici! Mi s-a înțepenit piciorul. Haide! Mai e un culoar liber. Nu ajung până acolo, Bob! Bună încercare, Stretch. Wendy, ce e de făcut? Bob, lasă-mă pe mine. Wow! Ha? Ce a fost asta? Oh, nu! Bob, ce s-a auzit? Oh, nu!
Conrad a revenit în joc! Ajutor! Haide! Leo! Sunt aici, Leo! Urcă! Repede! Repede, repede! Nu pot! Mi s-a înțepenit piciorul! M-am blocat! Nu! Haide! Rezistă! Încă un pic. Oh, ai grijă! Oh, nu! Păzea! Oh, nu! Prieteni, înapoi! Mai e un culoar! Oh, nu! Ne mai trebuie saci de nisip! Nu vă opriți! Apa crește! Oh. Haide, Bob! Orașul Spring va fi inundat. Bob, ce putem face? Nu știu, Lofty! Am încercat totul! Scoop! Leo! Sunteți în siguranță! Scoop! Repede! Vezi bolovanul ăla! Pune-l în spărtură! Voi încerca, Bob! Haide, Scoop, poți face asta. Nu te opri! Haide, Scoop! N-are rost! Nu sunt destul de puternic! Mai avem saci de nisip? Nici măcar unul. Atunci nu mai putem face nimic. Poți face asta, Scoop? Haide, Scoop! Haide, Scoop! Haide! Poftim? Se mișcă? Să scapere pietrele! Da! Bravo! Ați reușit! Asta, da! Muncă în echipă! Bravo, campionule! M-ai ajutat! Asta fac prietenii, Scoop! Apa scade! Suntem salvați! Da! Bravo, prieteni! Prieteni, ne întoarcem în carieră. Trebuie să oprim apa. De data asta n-am fost noi de vină, Bob. Nu înțeleg cum a fost posibil. Cu ce am greșit? Am muncit din greu la el. Îmi pare rău, Bob. Oh, Bob, cred că ești devastat. Toată munca s-a dus pe apa sâmbetei, ca să nu mai zic de renumele tău. Mă bucur că toată lumea e teafără. Barajul nostru minunat! Distrus! Ce dezastru! Cred că aveți nevoie de un constructor care știe meserie pentru a repara dezastrul. Cum ar fi? Ei bine, v-aș putea ajuta cu mega-mașinile. Dar cum rămâne cu Bob? Greșeala lui Scoop a fost mai gravă decât credeam. Nu! Ce-ai spus? Scoop n-a făcut nimic. Eu am stricat betonul. Poftim? Asta la îndemnul lui. Nu-l ascultați! Eu un smintit! Smintit am fost că am făcut ce mi-ai spus tu, Conrad. Adevărat! L-am văzut eu! Am încercat să-ți spun, Bob. Conrad, ai distrus barajul din adins? De ce ai fi făcut asta? Bob, să-ți explic. Fiindcă n-a vrut să faci o impresie bună, Bob. Poftim? Asta ca el să fie constructorul numărul 1 din oraș. Păi nu cred că o să se întâmple așa ceva. Nu. E adevărat, omulețule. La o parte amândoi. Sper că înseamnă îmi pare rău, Conrad. Nu. N-a zis deloc asta. Nu vă apropiați. Fără mine ați fi înapoi, în cimitirul vostru de mașini. Știi ceva, Conrad? Nu ești decât un golan. Și n-avem de gând să te mai ascultăm deloc. Sper că nu-ți trece deloc prin cap că o să scapi basma curată. Nu mă puteți opri. Vă voi arăta eu vouă. Acum eu sunt constructorul numărul 1 din oraș. Nu, Bob! Eu! Lasă-mă jos! Lasă-mă în clipa asta! Nu prea cred. Mie, Tiny!
ție, As. Rămâi acolo până când voi hotărâ cum o să plătești pentru ce ai făcut. Bine zis. Ce o să faceți cu mine? Oh, nu te teme, o să găsim noi ceva. Da. Îmi pare rău, Scoop. Conrad mi-a spus că o să mă trimită la cimitirul de mașini dacă nu fac ce spune el. Nu-i nimic, As. Înțeleg de ce ai făcut asta. N-am vrut să devin cutie de conserve. Îți datorez mii de scuze, Scoop. Ar fi trebuit să ascult ce încercai să-mi spui. E în ordine, Bob. Totul s-a terminat cu bine. În afară de gaura mare din baraj. Nici eu n-am fost prea prietenos cu tine și Mac. Nu-i așa, Lofty? Acum vorbești cu noi, nu-i așa? Bineînțeles că vorbesc! Și? Și îmi pare rău. Cât de rău? Foarte, foarte rău. Mai mult. Foarte, foarte, foarte rău, Lofty. Bine. Da, suntem iar o echipă. Păi se vede că vă pare foarte rău. Dar ce e de făcut în privința barajului și a rezervorului din oraș? Păi, va trebui să lucrăm mai greu decât am lucrat vreodată de când suntem constructori. Echipă, putem repara! Nu cred, Bob. De data asta nu. Nu știu, Bob. E o treabă murdară. Da, putem! Haideți, prieteni, sunteți toți uimitori. Puteți să repara orice când munciți împreună. Așa este, As. Bine, poate că putem. Da, 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 putem. Și atunci, echipă, ce mai așteptăm? Să scapere pietrele! Da! Fiecare treaba lui munci încolo la și pe unul construim, excavăm, clădim, ridicăm, orăm, fixăm, ciment, mixăm. Echipa e a mea, toate palma ta. Cu amici ai ajutor și muncim cu spor. Echipa mea, echipa ta, echipa mea și a ta. Echipa mea, mea, mea. Hai toți! Nu-i rău, campionule! Am reușit! Am reușit! Nu! Mă gândeam, o să te întorci într-o zi, nu-i așa? Ce vrei să spui? O știam eu! Știam eu că o să pleci când terminăm! Cine spune că va pleca undeva? Poftim? Ce? Adică? Da! Noi mei prieteni vor rămâne! Vor rămâne cu toții? În afară de Conrad. Exact, Scoop. Dacă vor să se alăture echipei. Crunch a vorbit în numele tuturor, Bob. A fost un da, corect? Da, au rămas să scapere pietrele! Au dublat în limba română Richard Balint, Răzvan Picoveanu, Sorin Ionescu, Eugen Neac, Florin Stan, Gabriela Codrea, Alexandru Rusu, Sebastian Lupu, Lucia Rogoz, Florian Țilaghi, Petre Ghimbășan, Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI. Forța, nici când îmi pas, nimic, orice, pompez, oțel, sistem hidraulic, nimicul ca el. Simte focul din zola pus, ridică cu pasul tot mai sus. Oda, oda, forța pe val, oda, oda, una normal, construim.
facem asta. Asta, puterea e a ta. Urmează Sherlock Iac pe minimal. Urmează publicitate. Când copilul tău se îmbolnăvește,